Vă dau câteva personaje. Și vă spun. Dragnea, Laura Codruța Chioveși, Iohannis și Olguța Vasilescu. Care este cel mai credibil personaj din la Brăzilia? Ora actuală pe plan extern este Iohannis, la ora actuală. Și pe plan intern? Pe plan intern noi facem o greșeală. Noi avem un singur candidat până acum. Klaus Iohannis a anunțat de două ori oficial că va candida. Că va candida. Adică numai un accident poate, și în acel moment nici sondajele nu sunt corecte. Eu nu pot să fac sondaj în care... De ceva ce nu știu concret. Da, adică pentru că în sondaj contează foarte mult și voința lui de a candida. Așa putem face în sondaj. Punem în sondaj, nu știu, Monica Mihai, Ion Cristoiu Bun și... Patriarhul Daniel. Patriarhul Daniel, Apostolul Pavel, nu nicio problemă. Simona Halep. Dar una este... Adică în momentul în care ai anunțat candidatura, oamenii ne spun, da, domnule, va candida sigur, hai să fiu serios când mă pronunț despre el. Dacă facem așa jocuri, cuvinte încutișate... Spuneți că nici rezultatele nu ar fi cele obiective. Păi nu sunt obiective, pentru că trebuie să anunți candidatura, adică trebuie să fii perceput de cel care completează chestionarul ăla sau răspunde la întrebare că va candida. Așa, în sine, reper, putem face. Simona Halep, patriarhul ăsta... Fecioara Maria, nu știu, Iisus. Și vedem Iisus, ce iese. Și vedem și la un moment dat va ieși pe primul loc Nicolae Ceaușescu. Dar Nicolae Ceaușescu nu candidează, adică a murit. Nu, am dat un exemplu. El de singurul. A spus că Iohannis este cel mai credibil personaj pe plan extern. Care ar fi următorul cel mai credibil din lista pe care v-am dat-o? Campania din acest an se va desfășura pe emoții. Mi-e limpede. Klaus Iohannis nu va stârni emoții în viața lui, oricât o încercă el, doar așa, dacă, nu știu, ce face în direct, începe să cânte ca Nero, adică dacă cântă la citeră în direct, dar nici atunci, că e două personaje de aici pot stârni emoții. Codruța Chioveși și ea a început cu emoția, adică emoția de genul show pe alt. Asta înseamnă emoția. Emoția înseamnă ură. Ură față de el, că trebuie să ies la vot. Problema e ieșit la ca vot. Să... Ca să îi iau gâtul ăla. Asta este o chestie tipic românească. Așa au fost, da? Dincolo, Olguța este singura care poate să facă. Pentru că anul acesta, și aici e foarte important la PSD, anul acesta, campania națională se desfășoară cu cineva care e la Cotroceni. Deci trebuie ideea unui candidat de gen Dragnea care spune noi suntem înțelepți și Nu va funcționa. Trebuie să fie cineva care să spună show pe Iohannis. Adică să mobilizeze electoratul și PSD-ul, să știți că are un electorat din ăsta, ca și USR-ul. Nu mare, dar are din ăla care spune, îl urăște pe mine, mă opresc, pe Klaus Iohannis, prin piețe, când îl belim, iertați-mă pe ăla. Adică e din ăla, vrea să iasă la vot, să-i dea luna. Olguța e singura care poate acest lucru. Ea poate să mobilizeze, am urmărit-o, poate... Deci dar este ea cel mai credibil personaj intern? Da, din partea PSD, iar dincolo, din partea este Codruța Chioveși, care are un mare avantaj, că a fost revocată de Klaus Iohannis. Foarte primejdioasă, este foarte primejdioasă.